Pavel Salcudeanu și Ștefan Marcu sunt doi adolescenți rebeli ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate. Să știi că eu îl sun pe taică-tu și pe maică-ta. Simțindu-se amenințat... Da, dimineața m-a băgat diriga în ședință și mi-a zis că-mi scade nota la purtare și m-a amenințat și cu exmatriculare. Pavel îl convinge pe Ștefan să se răzbune pe dirigintă. Avea și bani cu ea nebună. Nu se mai satură de meditații. Fiindcă planul le reușește, cei doi băieți riscă și mai mult. Am găsit fraierul de călcat. Pe cine? Pe hangarul, pe administrat. L-am filat. De luni până joi încasează, vineri merge și depune la bancă. O să-l calc joi seara. Nu știi să conduci și nici n-ai voie. Băi, omule, e exact ca în jocuri, nu e nicio diferență. De unde a apărut ăsta? Bă, ți-am zis, mă, să lași mașina ca statul. Ai vrut cu mașina, măi, bă, nu mai vine ta, așa-mi vine să-ți dau un ataș din gura aia. Hai, mă, las. Tu rămâi. Tu pleci. Ștefane, vorbești cam mult. Poartă-te frumos, că nu te-am trimis. Zici, ai vorbit cu el. Frățiorul tău, Ștefănița, știu să negociez. Dar, din păcate... Mi-a fost rușine de tot ce am făcut. Și le-am scris biletul de adio părinților. Pavel Salcudeanu are 17 ani și este elev în clasa 11-a. El locuiește singur, fiindcă părinții săi lucrează în străinătate. Adolescentul s-a obișnuit cu viața pe care o duce, mai ales că niciodată nu i-a plăcut ca cineva să-i țină socoteala. Boss, tu ești? Cel mai bun prieten al lui Pavel este Ștefan. Cei doi băieți se știu de când erau mici. Au fost colegi de bancă din clasa 1 până în clasa 8-a și apoi au dat la același liceu. Mâncați noi ceva? Ne, prăjituri. Măi, la mișto? Nu, alea mi-au rămas. Păi, bunica ta ce face? Nu face și ea mâncare? Dar nu crezi că mi s-a luat de mâncarea ei? E, na, atunci. Ce să fie? Chinezesc? Chinezesc. Dar vezi că e rândul tău să plătești. Da, mă, tu comandă că se rezolvă. Bine. Și părinții lui Ștefan sunt plecați la muncă în străinătate, dar băiatul nu locuiește singur, ci cu bunica lui. Băieții n-au simțit când a trecut timpul. Joacă fotbal și sunt prinși în rivalitatea care se aprinde la fiecare meci virtual pe care îl dispută. Am făcut fraiere! Hai, mă, că te-am lăsat, că până acum renunțai de mult. N-ai să vezi. E... Auzi, dar vezi că dacă mă ieși cu gola mare, simți scorul. Ia, mă, hai, chiar te rog. A, hai, da? Hai să văd că nu mai ai atâta impresie. Nu. Bine. Na, poftim. Da? Eu în stânga, ca să arate scorul mai bine, tu în dreapta. Hai, să vedem. L-am făcut. L-am executat scurt. Știam că o să muște. În ultimele zile m-am lăsat bătut ca să-l fac să se simtă bazat. Acum sper că nu s-a supărat. Ștefan a rămas până târziu la Pavel. Necăjit după ce a pierdut, el se întoarce acasă și tot ce-și dorește este să fie lăsat în pace. Numai că... De ce să plec, Ianuș? Iartă-mă! Bă, tu nu mai știi ce faci, pe unde umbli? Dar tu de ce nu dai un telefon înainte când vii? Dar de câte ori te-am sunat dacă ai telefonul descărcat? L-am încărcat ieri și acum s-a descărcat, nu știu care altul... Ținea câte o săptămână și acum văd să stai să descarcă una, două, așa. L-am încărcat pe naibă. Dacă am văzut cu ochii mei. Păi de atât de greu să te uiți pe ecranul ăla să vezi când sunt căsuțele alea goale, să-l bagi la încărcat? Ia de să-l văd eu, hai! Pofte. Ia. E mort. Păi dacă pățeai naibă ceva, eu cum aflam? Maică, vorbește frumos, că te aude Dumnezeu. A, Dumnezeu, măi, cu Dumnezeu acum. Lasă-mă, bre, cu Dumnezeu. Că Dumnezeu n-are timp de mine. Da, dar tu unde ai fost până la ora asta? Ai fumat. Păi bre, te-ai țăcălind de tot. Iară vei cu babele alea nebune ale tale. Măi, să știi că eu îl sun pe taică tu și pe maica ta. Ah, Iisus. Da. Păi trebuie să aștept să se încarce telefon. Mă... O fac ușor pe babă. Am baterie stricată și o schimb din când în când la telefon. Mă face ea pe mine. Norocul meu e că nu le spune lor mei. Știe să le încaseze. Ștefan este foarte abil în a conduce relația cu bunica sa, astfel încât femeia să nu ajungă în punctul în care să-i sune pe părinți și să se plângă de comportamentul lui. Te rog să mă ierți. Am greșit.
Îmi pare rău. Eu vreau să vorbesc cu ai tăi. Eu nu știu ce să mai fac. Eu sunt femeie bătrână și nu mă pot descurca. Știu că am dat-o în bară, dar doar te rog, hai de mănâncă ce ți-am pregătit și după să stăm amândoi un pic de vorbă. Uite aici la masă. Eu totuși o să vorbesc cu ai tăi. Dar știi că nu ai de ce să-i sperii. Știi că pot veni numai de câteva ori pe an. Dacă mama și-a așa concediu când vrei tu, poți să o dea afară de la muncă. Să vină. Are un copil 900. Eu am avut 4 fete și pe toate le-am ținut în frâu. Cu tine nu răzbesc. Asta e. Știu, am greșit, am supărat rău. Dar uite că îți promit că dacă o mai dau în bară, eu îi sun personal. Pe amândoi. Nu e în regulă ce se întâmplă cu tine, băiete. Unde vrei să ajungi? Știu că nu-ți place și nici nu e frumos să jur, dar dacă o mai dau în bară, eu îi sun. Eu îi anunț pe amândoi. Eu totuși îi sun pe tăi. Dar te rog, iartă-mă și te rog să mă crezi. Câteva zile stau mai potolit până când se calmează puștoaica. Așa va mereu și funcționează. Norocul meu că uită repede, tipă care o fac pe nepotul cu minte. Din păcate, planul lui Ștefan este amenințat de ce a pățit Pavel, care se află într-un pericol mai mare decât cel în care era el azi dimineață. Ce frate, ce-i cu tine? M-a turnat prost aia de Irin. Care m-a terminat aia? Da, s-a ofticat după ce i-am dat papuci. Bă, frate, aia oricum era urâtă. Ce-i fost tu la aia? Am vrut să-i fac o bucurie. Uite, poftim. Proastă i-a arătat ce i-a scris Diriga. Bă, dar știu, ești tâmpit, mă. Bă, cum să-i spui, mă, de peruca lui Diriga? Am vrut să-i fac o glumă, frate. Acum ți-o meriți. Da, dimineața m-a băgat Diriga în ședință și mi-a ieșit când scade nota la purtare și m-a amenințat și cu exmatriculare. Bă, ce scârbă, mă. Dar nu cred că merge, mă, că discuții particulare. Da, dar o să mă vânezi. Stai, dai seama. Mă rog, o să văd cum o să mă transfer la altă clasă. Bă, dar e greu, mă. Știi că trebuie acord de la părinți plus intervenție și la ce e direct nebuna de chimie. Și la n-ai tu față. Hai, mă, du-te de aici. Cum îi vrei, mă, tu la când au medii de peste 9-50? Sunt 3 nebuni cu 10 acolo. Unde intri tu la? Păi da, mă, dar femeia nu o să mă duc, nu o să mă lase în pace și nu o să am viață cu ea. Dacă te lădă peruca ei. Să știi că o ard. Nu-și bate ea joc de mine cum vrea. Ce ai mâncat? O să o pun la punct. Își permite cam multe. Adică? Deci, notezi sau ții minte? I-am zis fraierului, dacă vrea să fie șmecher, mă ajută. Suntem frați până la moarte. Dacă mi-ar fi cerut el asta, eu l-aș fi ajutat. Și până la urmă, ce mare lucru trebuie să stea de 6. Treaba tot eu o să fac. Diriginta clasei în care sunt elevi Pavel și Ștefan a stat astăzi până târziu pentru a corecta tezele. Hai că vin. Bă, mi-e frică rău. Puta fricos mai ești. Băieții au aruncat poșeta femeii, iar acum ei distrug legitimația dirigintei alături de celelalte lucruri personale. Avea și bani cu ea nebuna. Nu se mai satură de meditații. Ia 70 de lei pe oră, am auzit. Și am și prins-o când în casă. Păi da, mă, dar n-a fost bulan, știam care bani la ea azi. Și când i-a auzit, frate, pe profesorii ăștia, că ce amărât sunt ei, că n-au bani, n-au păi nu mai aia fraier n-au bani, mă, dar Diriga-i hoață, mă. Diriga bagă meditații la greu. Dar de ce să ne meriteze și pe noi? E corect. Bă, dragi poliție, du-te și vezi. Bă, dar tu, du-te și vezi. Puștoaică. Să rămână, mamaie. Mamaie, tu știi cât e ceasul? Da, mamaie, dar ne-am luat cu proiectul, am scris până acum. Da, ce miros aici? Săruna, am ars mâncarea.
Aoleu, și ați rămas fără mâncare. Da, și ne e cam foame, sincer. Mă duc repede să vă încălzesc ceva, da? Ar fi minunat, da. Coborăm într-o sferă de oră, e bine? Să știi că data viitoare o să învățați la mine. Așa. Să vă am eu sub ochi, așa. Promit. Da? Da, așa. Bine, vă pup. Să rămână. Să rămână. Bine, imediat. Asta. Diriginta și-a luat concediu medical 2 săptămâni, fiindcă a suferit un șoc. Astăzi, poliția a venit și a pus întrebări în legătură cu incidentul, iar Pavel a fost ultimul chestionat. A contat că a zis de un singur atacator. A greșit semnalment. A zis că era unul de peste 1,90 înălțime și cu 10 cm mai înalt decât mine. Asta a făcut pe ea. Și s-a apucat să le spună cine ar putea fi. Adică? Păi ea crede că a fost proful de sport, ăla pe care l-a dat afară când era ea director. Tatu, de unde știi? S-a turnat Gabor. A, îl știi pe Gabor? Da, e tovarăș cu tata și sunt din același sat. Și altceva? Bă, nimic. Întrebările pe care le-a pus tuturor și mi-a mai zis și de note, că de ce stau așa prost cu el. Ai scos să vină să mă mai verifice, dar făcea punchiul bun. Aud, Gabor cu suflet. Și asta nu e tot. S-ar putea să ne schimbe. Pe cine? E cu nervii praf, pe dirig. Le-am făcut act de caritate și colegilor. Îi scăpăm de nebună. Polițistul mă lase tare din prima. Dar când a aflat că sunt băiatul urare Salcudeanu din Comana, s-a calmat. A vorbit mai mult el decât eu. Oricum n-au ce să ne facă, am știut exact unde să-i o tragem babei. Și știm cartierul la milimetru. Băieții simt că pericolul a trecut. I-au cheltuit mare parte din banii furați de la dirigintă și nu s-au simțit niciodată atât de bine. Ia zi, frate. Cum o să placi? Bro, ești dubios rău. Te duci în camera aia să te schimbi și acum vii aici să faci parada modei. Băi, vezi că eu am fost dincolo, că aveam de dat un telefon. Am trebuit să sun pe Dana. Care Dana? Femeia lui Victor? Care, mă, femeia lui Victor? Că nu mai e cu Victor de... Bro, tu vrei să eu fur? Hai, mă, lasă-mă. Vezi că blugii ăștia-i țin eu, că îmi plac și îmi vin și bine? Bine, ține, dar tricou mi-l dai mie. Dar de ce? Că îmi place. Bine, dar vezi că mi-au și unul. Nu-ți lua, mă, și tu unul, că o să râdă ăștia de noi după aia, că o să zică că suntem gemeni. Bine, mă, ți-l dau. Hai, treci și tu și mănâncă. Vezi că ți-am adus furculiță, că tu ești mai țăran, nu știu, bețe. Adică cum, mă, țăran? Eu țăran? E, vezi, mă, că tu ai tăi să dă la țară, mă, eu-s la București. Deși a trecut o săptămână, Pavel a prins gustul adrenalinei și vrea tot mai mult. Consideră că a venit momentul să treacă la următorul nivel. Ce faci, boss? Nu s-a luat lumea? Lasă-mă, frate, că s-a simțit baba rău de tot. A trebuit să am medicamente. Nici cu Dana am ieșit. Te-a fraierit baba, mă. Tu chiar ai pus botul? Nu, frate, nu. Că s-a albirul la față, nu putea să respire. Bă, cum te las o zi singur? Cum începi să te fraierească toți proști? Nu, frate, termină, că exagerez acum. Bă, fii atent. Te uiți la mine fără să ridici privirea spre bloc, da? Baba se uită la noi chiar acum. N-are nimic, că dacă avea ceva, poate cădea de la geam și scăpai de ea. Știu ce fac aici. Uite, am ieșit să iau niște notițe. Păi și cum, fără agenda? Crezi că stat de prost să le scriu? Sunt aici. Și ce notezi? Am găsit fraierul de călcat. Mă, că tu ai nebunit de toți. Bă, dacă mă iei așa, o fac singur. Ce să faci, mă, singur? Mă, te rime cu tâmpeline, mă, că zi mersi că ai scăpat faza cu diriga. Bă, știi ceva? Am scăpat de diriga amândoi, da? Nu doar eu. Adică mă dai în gât? Eu? Păi așa mă știi? Păi și atunci cum de-am scăpat amândoi? Hai, ceau. Las că fac singur. Du-te, mă, te... Un prost. Am încercat să-l ridic, dar n-am pe cine. Asta îmi schimbă puțin planul, dar mă descurc și singur. Poate chiar e mai bine fără bagaj. Câteva ore mai târziu, Pavel se pomenește cu prietenul său. Gluma făcută de Pavel la adresa lui Ștefan l-a determinat pe acesta să ia o decizie radicală. Ia zi, frate, cum faci? Poți, n-am cu cine. Vrei să sunem baba să te dea dispărut? Lasă-mă că n-ai tu grijă de baba, că baba a primit somnifere. Parcă sunt frumos la ora asta. Bă, n-am nevoie de ajutor, dar mă descurc și singur. Bă, nu fii fraier, nu ți-am zis că sunt fratele tău, că te ajută ce-ar fi? Te dai și tu la o parte să vă film? Și după aia mă hotărăs dacă spun sau nu. Bravo, bravo. Ia-mă la mișto. Eu îți zic că poți să-mi spui să facem tu. Bravo. Hai, bă, mă, zi-o, dacă... Zici că te ține? Îl ardem pe Hanga. Pe cine? Pe Hanga, nu, pe administrator. Am văzut clar unde ține banii și pe unde merge. Nu, ești nebun. Bă, l-am urmărit atent.
Fraierul ține geamul deschis ca să intre motanul și faza șmecheră e că îl tâlhărim în casă. Să nu te prind că-ți faci vreo cruce, că-ți dau și una, da? Și fii atent că nu-l ardem ca pe dirigă. Îl așteptăm să plece să încaseze. Ne strecurăm în casă și după aia când se întoarce, luăm banii. Păi și dacă vine, mă, cineva cât el plecat? Cine să vină, mă, nevastă sau moartă? Păi n-au și ei copii, nepoți. Nu, a crescut pisici toată viața. Nu. Păi, ăsta stă cu noi în bloc. Cine o să fie singurii suspecții? Păi, dar cine a zis că o să vadă doi oameni? Bă, fii atent. Dacă te bagi, o să spun eu ce trebuie să faci. Administratorul strânge bani de la patru scări. L-am filat. De luni până joi încasează, vineri merge și depune la bancă. O să-l calc joi seara. Simplu, curat, rapid, pac, pac. Au trecut două săptămâni, timp în care cei doi băieți au pus la cale planul pentru a-l jefui pe administratorul blocului. În tot acest timp, Ștefan și Pavel s-au comportat exemplar, atât la școală cât și acasă, și au făcut totul pentru a nu da nimănui de bănuit. Oare planul lor va reuși? Am simțit că îmi sare inima din piept să stea atâtea ore în casă acolo. Bine, măcar că nu s-a terminat cumva grav pentru noi. Dar Pavel mi-a zis că nu l-a lovit pe bătrân, dar totuși e dubios că administratorul nu a strigat nimic. Banii cum ți-a dat așa pur și simplu, ți-a pus în mână? Ți-am zis, l-am luat tare de cum a intrat. N-am cum să-i spun tot adevărul. Știu că nu mă crede, dar n-are de ales. A plecat Dana la mare cu Laur. Deși stăm de o seamă, îl simt ca pe un frate mai mare. Am super multe de învățat de la el. Ia zi, unde s-a dus? În mama aia. Frate, asta chiar nu e ok. Ce, mă, am tâlhărit oameni, se frică de un drum cu mașină? De unde a apărut, mă, ăsta? Mamă, ce ne facem acum? Ăsta îmi cere permisul. Bro, ce naiba fac? Acum ce se va întâmpla? Am lăsat mașina acolo. Tu rămâi. Tu pleci. Da, da. Du-te în casă, vorbesc cu tine mai târziu. Ștefane, vorbești cam mult. Ștefan Marcu și Pavel Salcudeanu nu sunt doar colegi de clasă, ci și foarte buni prieteni. Da, dimineața m-a băgat diriga în ședință și mi-a zis că îmi scade nota la purtare și m-a amenințat și cu exmatriculare. În urma amenințărilor dirigintei, cei doi băieți pun la cale un plan de răzbunare. A contat că a zis de un singur atacator. A greșit semnalment. Polițistul mă lase tare din prima. Dar când a aflat că sunt băiatul urare Salcudeanu din Comana, s-a calmat. Am găsit fraierul de călcat. Mă, că tu ai nebunit de tot. Zici că te ține? Îl ardem pe Hangan. Pe cine? Pe Hanganul, pe administrat. Pavel mi-a zis că nu l-a lovit pe bătrân, dar totuși e dubios că administratorul n-a strigat nimic. Ștefan continuă să fie intrigat de faptul că totul a decurs prea ușor. Auzi, frate, dar... sigur nu l-ai lovit. Da, boss. Păi și banii cum ți-a dat așa pur și simplu, ți-a pus în mână? Ți-am zis, l-am luat tare de cum a intrat. Mâna în gât și câteva vorbe și gata, a făcut pe el. Da, bă, dar tot e dubios că trebuia să vină poliția până acum. Bă, mai bine taci și numără banii ăștia că poate am greșit. Păi jură-te că e ok. Bă, tu ai auzit ce ai de făcut? Eu m-am dus să văd dacă e bine. Bravo, mă, la 1 noaptea, nu? Știi ceva? Cred că o să scad din partea ta, ca să plătești școala pe care ți-o fac. Oricum am gândit și cred că mai bine păstrez tot pe tot. Ce, mă? Te sucești iar? Boss, am făcut-o împreună. Acum numără banii ăștia până nu te pun și pe tine la cum. Ne-am înțeles? Bă, dar sigur, ok. Bă, mă obosești, m-ai întrebat 100 de ori. Numără banii aia, cum zic. Acum! N-am cum să-i spun tot adevărul. Știu că nu mă crede, dar n-are de ales. Tace și face ce-i spun, că altfel nu o să-i fie bine. Să mă lase în pace cu ancheta și să se bucure de bani, că sunt adevărați. A doua zi, Ștefan n-a mers la liceu și nici n-a răspuns la apelurile și mesajele prietenului său, iar Pavel a fost foarte încordat toată ziua. Ce-i cu tine, boss? Mă, frate, a plecat Dana la mare cu Laur. Cu Laur, mă? Cu efeminatul ăla? Cu ăla. Păi și tu ai o cărămidă de bani în buzunar și stai să te plângi, mă? Hai, mă, că nu s-a terminat femeile. Fii atent. Vreți să mergem la salon? Bă, nu, frate, că... vreau să-i zic, tu vorbești pe gata. Și vrei să vină tati cu tine? Bă, așa apreciam. Vezi? În sfârșit mă apreciezi. Întotdeauna, în tine am încredere.
Ia zi, unde s-au dus? În Mama Aia. Mai e sezon? E closing party-ul de anul ăsta. Vine nu știu DJ să mixeze. Chemăm un taxi sau? Pe ce ne permitem? Bă, tu ai Alzheimer? Ai uitat peste noapte câți bani ai numărat ieri? Sau am altă idee. Dacă vrei mai pe șmecherii. Ce idee? O să vezi. Tot el e tovarășul meu adevărat. Deși spun de o seamă, îl simt ca pe un frate mai mare. Am super multe de învățat de la el. Mă sperie faza cu administratorul, că încă nu știu nimic de el. Totuși, următoarea mutare a lui Pavel este surprinzătoare pentru Ștefan. Îi pare că Pavel începe să piardă total simțul măsurii. Frate, asta chiar nu e ok. Ce, mă, am tâlhărit oameni? Se frică de-n drum cu mașină? Bă, eu mașină cu tine la volan nu urc. Bă, deci dacă vrei să apari acolo ca un șmecher, trece mașina acum. Dacă nu, te duci troleul și apare acolo în genunchi. Bă, mă, dar ai 17 ani. Nu știi să conduci și nici n-ai voie. Băi, omule, e exact ca în jocuri. Nu e nicio diferență. Hai, mă, să ne calmăm, să ne liniștim. Hai, treci în mașină. Deci vii sau mă duc singur și mă dau la femeia ta? Pe bune, acum ești ca femeile alea, te sucești de la o oră la altă. Să știi că simt că ne cam scapă lucrurile de sub control. Ți se pare ție că sunt panicat sau că nu știu ce fac? Bine. Și chiar crezi că ne-am curat așa? Hai, bagă cheile în contact. Asta e, o facem până la capăt. Nu mai am mult până fac 18 ani. Eu deja am început să-mi serbez majoratul. Fac în sfârșit lucrurile pe care știu că sunt în stare să le fac. Adolescenții scăpați total de sub control sunt din nou sub efectul adrenalinei. Oare unde îi va conduce acest drum? Dacă poate să dureze, mă, stopul ăsta. Și ce vrei, mă? Vrei să o calc? Nu, stai, că acum se pune imediat verde. Bă, eu o calc. Hai, mă, mai stai o secundă, că imediat. De unde a apărut, mă, ăsta? Mamă, ce ne facem acum? Ăsta îmi cere permisul. Bro, ce naiba fac? Bă, ți-am zis, mă, să lași mașina ca asta. Tu ai vrut cu mașina, mă, nu mai vina ta. Așa-mi vine să-ți dau un ataș din gura aia. Hai, mă, las. Bă, eu-mi bat picioare. Apariția inopinată a polițistului i-a speriat pe cei doi băieți, care, neștiind ce să facă, lasă mașina în mijlocul drumului. Acum ce se va întâmpla? Am lăsat mașina acolo. Ce a fost cu mine? E clar că până aici mi-a fost însutat de prost. Cei doi băieți au reușit să se strecoare pe străduțele din cartier și să ajungă în siguranță acasă la Pavel. Ei știu că, de data asta, șansele să mai scape sunt minime. Bă, te rog eu, du-te acasă până nu sună nebuna aia la poliție. Te rog frumos. Bă, omule, nu plec nicăieri, tu nu vezi cum arăți? Și cum ai vrea, mă, să fiu, mă? Cum ai vrea să fiu? Ce ar trebui să fac, zi? Băi, Pavele, potolește-mă, tu habar n-ai în ce m-ai băgat, tu pricepi? Am vrut să te ajut, ai înțeles? Cu ce m-am mai ajutat? Cu ce m-ai ajutat tu pe mine? Știi ceva? Hai, dispari. Dispar că mă enervezi. Nu te comporți deloc normal. Du-te la babă mai repede. Pavel, potolește-te și hai să stăm să ne gândim. Bă, dacă mai stai aici, o să ajungem să ne batem. Asta vrei? Du-te! Pavel a adormit abia spre dimineață, dar tot nu a găsit o soluție pentru problema lui. A doua zi de dimineață are parte de o vizită neașteptată. Ce faci, bă, băiatule? Să trăiți. Plecai spre școală? Da. Ai tăi ce fac? Când se întorc în țară? Păi, nu știu, au venit în vara asta și mai vin de Crăciun. Sper să nu le dai motiv să se întoarcă mai repede, nu? Dar ce te-ai albit așa? Păi, știți, poliția... Poliția? Bă, băiatule, mă... Eu fac parte din familie, nu? Dacă ai ști câte tâmpenii am făcut eu cu taică-tău când eram de vârsta ta... Bine, nu chestii grave, chestii mici. Da, știți, eu ar trebui să plec. Ah, hai că te duc eu la școală, nu vrei? Nu e nevoie. Mă, e mai bine să te conduc la școală decât la secție, nu? Ai o țigară? Nu fumez. Dar ce te comporți așa cu minte ca o fată mare, mă? Mă faci de cer carnetul de note. Păi, haideți că nu stat de cu minte, dar mai bine nu mi-aș cere carnetul. Nu ți-l cer. Dar văd că ți-i curat.
Da, păi am învățat să mă îngrijesc singur. Bravo, bravo. Știi că te poți baza pe mine oricând. Sper să nu fi făcut o tâmpenie care să nu poată fi reparată. Nu, sunt bine, nu am probleme. Ești bine. Anu, că te văd așa... Sper că nu mă minți. La școală erai mai cu tupeu, mai... Și acum am venit la tine în casă și te-ai tăiat. Nu, v-am zis, sunt bine. Ești bine. Atunci bine. Hai să te conduc la ore, să nu întârzi. Mi s-a părut dubios rău. A venit doar așa, m-a dus la școală și pe drum îmi povestea de combinațiile făcute de el și de tata când erau puști. Dar l-am văzut cum mă studia. Pavel nu i-a spus prietenului său despre vizita agentului de poliție din această dimineață. Nu vrea să-l sperie pe Ștefan, fiindcă vrea să-i propună un plan atunci când vor ajunge acasă și vor putea discuta în liniște. Numai că... Hai, fetelor, mai repede, ce ați rămas fără benzină? Ia uite, bă, Pavele, ce avem noi aici. De ce nu mi-ai zis, bă, că a dispărut mașina, a, de dimineață? Păi, aseară era, dar azi dimineața am fost cu dumneavoastră. Băi, Pavele, bă, tu vrei să depun mărturie că ești băiat de treabă, nu? Tu rămâi. Tu pleci. Da, da. Du-te în casă, vorbesc cu tine mai târziu. Păi... Mai ești aici? Eram sigur. Am simțit bine de dimineață. Gabor e după noi, a mirosit el sigur ceva. Prostia mea cu mașina. Ce topitoc am fost. Și nici măcar n-am apucat să-l instruiesc pe Ștefan să știe ce să zică. Discuția dintre agentul Nicu și Ștefan se prelungește, iar Pavel devine tot mai încordat. Mama măsii. Știind că Ștefan se pierde repede cu firea, Pavel devine din ce în ce mai neliniștit. Băiatul nu înțelege de ce agentul Nicu a dorit să vorbească întâi cu Ștefan și abia apoi cu el, mai ales că mașina era pe numele tatălui său. Ștefane, vorbești cam mult. Am simțit fiecare secundă. Trebuie să aflu neapărat ce i-a zis tâmpitul. Ștefan e în stare să dea tot din casă și să facă pe el. Totuși sper să nu mă fi băgat cu toate. Agentul Nicu n-a mai urcat la Pavel. Adolescentul este și mai speriat și nu înțelege de ce polițistul și-a schimbat planul inițial. Așa că decide să-i facă o vizită lui Ștefan. De ce am răspuns mă la mesaj? Zi, ce-ai vorbit cu el? Vorbește mai încet. Bă, parsă tot. Zi, ce-ai vorbit cu el? Poartă-te frumos, că nu te-am turnat. Zi, ce ai vorbit cu el? Raportează. I-am zis de mașină. Nu mai de mașină? M-a întrebat și de hanganul, căruia i s-au furat 300 de milioane. Ce, mă? Bă, tu mie nu mi-ai dat jumătate. Mi-ai dat mai puțin. Boule, ți-am dat fix jumate. Și omul de ce zice că i s-au furat mai mult? Prostule, zice el că i s-au furat mai mult. Bă, oricum ar fi, amândoi suntem suspecți. Bă, nu-l mai crede, mă! Bă, te încearcă! Bine, mă, ce mai vrei? Zi-mi ce ai zis de mașină. Adevăr, mă, dacă mă tot întreb adevărul, bă, nu te mai cred, bă! N-are cum, ai stat acolo prea mult, ai stat aproape o oră, mă crezi prost? Ce faceți, mă? De ce vă certați? De la ce v-ați luat? Ieși afară, golanule! Gata, s-a terminat. Acum îi dau telefonul taicătu. În secunda asta, punct! Vezi, mă, ce ai făcut, îți place? Ce-ai făcut tu, mă? Tu, că ne distrugi pe amândoi. Bă, tu oricum ești distrus, mă, o să mă distrug singur. Pavel, pleacă imediat, chem poliția, să știi. Alo? Mama, mai te rog, lua să-mi telefon. Te rog? Te rog. Te rog? Agentul mi-a promis că mă ajută să iau mai puțin, că sunt încă minor. Și plus că am fost și mai complice. M-am speriat și i-am zis de tot, și de administrator. De diriga nu, că nu m-a întrebat. Oricum era o chestiune de zile până să ne prindă. O să cadă totul pe tine, prostule. Frățiorul tău, Ștefănița, știu să negocieze. Ești o rușine pentru familia ta. Acum nu mai ești mecherul care te credeai, nu? Stați puțin, nu vă ocupați dumneavoastră de casă? Nu, mă, băiatule. Păi la cât ai făcut, o să te preia cineva și o să te pune el la punct. Mi-a fost rușine de tot ce am făcut. Și le-am scris biletul de adio părinților. E numai vina mea și există o singură ieșire din situația asta. Speriat de amenințările dirigintei, Pavel împreună cu prietenul său Ștefan decid să se răzbune pe aceasta. Văzând că au scăpat basma curată, cei doi prieteni pun la cale un jaf.
fraierul ține geamul deschis ca să intre motan și faza șmecheră, e că îl tâlhărim în casă. Oricum am gândit și cred că mai bine păstrez după tot. Ce, mă? Nu știi să conduci și nici n-ai voie. Băi, omule, e exact ca în jocuri, nu e nicio diferență. Bă, ți-am zis, mă, să lași mașina ca asta. Tu ai vrut cu mașina, mă, bă, nu mai vina ta. Așa am bine să-ți dau un ataș din gura aia. Hai, mă, las. E clar că până aici mi-a fost însutat de prost. Ia uite, bă, Pavele, ce avem noi aici. Tu rămâi. Tu pleci. Ștefane, vorbești cam mult. Ce-ai făcut tu, mă? Tu, că ne distrugi pe amândoi. Bă, tu oricum ești distrus, mă. O să mă distrug singur. Pentru Pavel, lucrurile sunt clare. Nu are nevoie de o declarație scrisă din partea prietenului pentru a ști ce urmează. În disperare de cauză, agentul Nicu încearcă să-l contacteze pe Pavel. Oare ce are să-i spună atât de important încât să nu sufere amânare? Alo. Alo. Da. Ce faci, mă, băiatule? Acum e prea târziu să te mai pot ajuta. Îmi pare rău. Da, așa ziceți toți. Chiar n-am vrut. Vezi că vin dimineața. Să te duc la secție, trebuie să-ți iau ăștia amprentele. Să fii acasă dacă vrei să fie cât de cât bine. Înțeles? Ce să mai fie bine? Măcar să nu-ți complici situația. O să cadă totul pe tine, prostule. Frățiorul tău, Ștefănița, știu să negocieze. Hai. Mâine la 7 dimineața sunt la tine, da? Vestea că Ștefan l-a trădat și mai mult de atât a și făcut o înțelegere cu poliția, îl face pe Pavel să ia o decizie radicală. Mi-a fost rușine de tot ce am făcut și le-am scris biletul de adio părinților. Au făcut tot ce au putut pentru mine. E numai vina mea și există o singură ieșire din situația asta. Mai singur și mai speriat ca niciodată, Pavel și-a pierdut simțul rațiunii. Este pe punctul să comită un gest necugetat. De data asta, nu mai este nimeni care să-l oprească. Agentul Nicu se ține de cuvânt și, dis de dimineață, își face apariția la reședința familiei Salcudeanu. Oare Pavel este încă un adolescent care și-a pus capăt zilelor, speriat de pedeapsa pe care trebuie să o primească pentru faptele lui? Am lăsat deschis. Deci n-ai fugit. Până la urmă m-a lăsat curaj. Am zis că o fi un semn. Așa că m-am întors acasă și am așteptat până dimineață. N-am dormit deloc. Mi-a trecut toată viața prin fața ochilor. Ce e, mă, tâmpenia asta? Ce simt? Nu mai merit nimic. Asta cam așa e. Mai meriți absolut nimic. Ești o rușine. Hai să mergem la secție. Ai mei când vin, i-ați anunțat? Și ce să le zic, mă? Ce să le zic? Ești un pierd de vară și un coate goale? Asta vrei să le zic? Zi. Că o să-ți serbezi majoratul la școala de corecție? Asta vrei să le zic? Că o să continui pedeapsa la penitenciar? Zi. Zi, mă, asta vrei să le zic? Și ce mai pot face? Păi acum nu mai poți face nimic. Absolut nimic. Ești o rușine, mă. Ești o rușine pentru familia ta. Acum nu mai ești mecherul care te credeai, nu? Știi ceva? Hai să mergem la secție. Ce mai lungim atât? Hai. Pe drumul spre secție, Pavel s-a împăcat total cu situația lui. Nu știe însă că l-așteaptă o mare surpriză. Pavele, Pavele, tată. E aici și scrie tot. E așa te sfătuiesc, să spui tot și să scrii tot. Altfel o să-ți spună ăștia în cârcă și ce n-ai făcut. Cum adică? Cum adică? Bă, ți-am zis că nu-mi place să mă repet. Ai înțeles tu. Scrie exact ce ai făcut tu. Exact, ca să fii judecat pentru faptele tale, nu pentru altele. Aia cu mașina, cu administratorul, ce n-ai mai făcut tu? Stați puțin, nu vă ocupați dumneavoastră de casă? Nu, mă, băiatule. Păi la cât ai făcut, o să te preia cineva și o să te pună el la punct. Poți să beau puțină apă, vă rog? Nu, mă, băiatule, nu poți să bei puțină apă.
ia acolo și scrie și fă ce ți-am zis. O să primești apă mai târziu. Vă rog frumos, puteți să vă ocupați dumneavoastră de caz. Promit că fac orice îmi cereți. Pavel, trebuie să spui tot, ți-am mai zis. Altfel o să fii condamnat pentru ce au făcut alții. Dar asta e, mă, băiatule, ce să zic? Tu nu ești un copil din părinți cu bani. Să faci tu ce vrei. Mai toca banii părinților tăi, munciți cu greu în străinătate și ai crezut că poți să faci ce vrei tu, că ești șmecher. Uite ce șmecher ești. Hai, apucă-te și scrie. A fost cel mai greu moment din viața mea. Am simțit că am pierdut totul. Mi-am bătut joc de mine și de toți cei care mă iubesc. Și mi-e și frică să dau ochii cu părinții. Tânărul adolescent nu știe cum să înceapă. Îi trec prin minte tot felul de gânduri. Nu știe că în următoarele momente va întâlni pe cineva mai rău decât un procuror. Ce cauză mă aici? Eu și maică-ta știam altceva despre tine, băi băiatul. Iartă-mă, tată. Știi cum a făcut maică-ta când a aflat ce ai făcut? Am crezut că moare de inimă. Nu știu ce m-a apucat. Hai, scrie. Scrie tot ce ai făcut. Tată, te rog frumos. Băi, nerorocitule. Băiatul meu să facă asta, mă? Băiatul meu să... La cât am muncit pentru tine, eu și maică-ta, să faci astea? Asta e, dar... Oricum n-am vrut să... Taci! Taci înainte să spui tâmpenii. Că mă faci să te iau la palme aici. Tată, îmi pare rău. Oricum, n-are rost să mă bați, o să mă condamnești aici. Și o să ai o pată toată viața. Din pușcărie nu mai ieși om. O să mă schimb. O să vedeți. Bă, eu nu mai cred nimic. Absolut nimic. Mama cum e? Ai zis că a suferit un șoc. Mai zi-mi de ea. Mama, cum să fie? Am bătrânit 10 ani când a aflat ce ai făcut. E atât de supărată pe tine că nu vrea să te mai vadă. Ai vrut să fii major? Suportă consecințele. Hai, scrie. Am venit cu primul avion. Am discutat cu administratorul să-l despăgubesc. O să-l duc și la diriginta să-și ceară iertare. O să-i dăm banii femei, flori, cadouri. Băiatul meu o să pierdă anul. O să ia pedeapsă grea, de la mine. Am vorbit cu Nicu și mă ajută să rezolv eu. Băiatul nu-și explică de ce a fost lăsat să plece acasă alături de tatăl său. Nu știe de înțelegerea pe care Rareș a făcut-o cu agentul Nicu. Ai ținut curat în casă. E bine să lași ordine. Acum, hai, împachetează. Iei doar ce intră în rucsacul de școală. Pe unde plecăm? Cum unde? Să execuți. Poftim? Iei cu executare de la mine, mă, băiatule. Da? Mâine plecăm în Spania și după 35-40 de ore de drum, fără să bei nimic, fără să mănânci, fără să te speli, direct pe șantier, să vezi cum se fac banii. Păi și școala? Școala? Ce școală, mă, băiatule? Nu ți-ai bătut joc de ea? Uită de școală. Tata, tu vorbești serios. Mă, golanule, normal că vorbesc serios. Nu te puteam lăsa în pușcărie, dar nici să scapi așa ușor. Da? Hai, împachetare. Mă speriasem grav de pușcărie. Nu știu dacă aș fi rezistat. Știu că nici să muncesc lângă tata nu va fi ușor și acum nu sunt sigur de ce se va întâmpla. Sper să nu le mai dau asemenea emoții niciodată. Știu că și-au pierdut toată încrederea în mine. A doua zi, Rareș l-a trezit cu noaptea în cap pe Pavel. Autocarul pleacă de vreme și are de parcurs întreaga Europa. Dar surprizele pentru Pavel încă nu s-au terminat. Hai, băieți, gata de drum? Asta ce caută aici? A luat la fel ca tine. Am vorbit cu ai lui să-mi-l dea pe mână. Vă fac eu oameni. Ai dreptate, e penibil. Și stai liniștit să știi că n-am boală pe tine.
Hai, vă mișcați? Îmbarcare! Asemeni lui Pavel și Ștefan, zeci de mii de adolescenți români cresc singuri, având părinții plecați în străinătate. O generație uitată în case și apartamente se dezvoltă imprevizibil. Nu toți liceenii au șansa de a-și îndrepta greșelile asemeni lui Pavel și Ștefan. Dar din povestea lor pot învăța și părinții și adolescenții, pentru a evita fapte asemănătoare care pot distruge deopotrivă atât viețile copiilor, cât și pe cele ale părinților. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.